Salut, sunt Robert și astăzi vreau să vă arăt o cremă de ciocolată foarte, foarte ușor de făcut și super rapidă și pentru care o să folosim doar 3 ingrediente. Dăm rapid drumul la treabă și într-un bol am pus 200 de grame de ciocolată neagră cu 55% cacao. Puteți folosi și o ciocolată mai cu mai puțină cacao sau cu mai multă cacao, doar să aveți grijă. Dacă folosiți o ciocolată mai neagră de 55%, cu cât mai neagră e ciocolata, cu atâta mai puțin dulce va fi crema și când se întărește, se întărește mai tare. Dacă folosiți o ciocolată cu mai puțină cacao, crema va fi un pic mai dulce. La 55% cacao, mie mi se pare un echilibru foarte bun. Și peste ciocolată, dacă aveți tabletă de ciocolată, tăiați-o mărunt, eu am calete din astea. Și peste ciocolata asta o să pun 200 de grame de frișcă pe care am încălzit-o, e frișcă fierbinte. Și o să amestec cu un tel până când se dizolvă ciocolata și obținem un ganaș. Ciocolata s-a dizolvat și acum lăsăm puțin ganașul să se răcească și să ajungă la temperatura camerei, deci să zicem în 20-22 de grade maxim. E așa de ușor de făcut crema asta că nici nu mai montez mixerul planetar. O să fac cu mixerul de mână și într-un bol am pus 200 de grame de unt, cât mai moale, da? Deci cât de moale se poate, dar să nu fie topit. Și cu mixerul o să-l mixez și o să-l spumez până când se deschide la culoare și se umflă puțin. După ce untul s-a spumat bine și ganașul s-a răcorit, pur și simplu adăugăm ganașul peste unt și mixăm din nou. Dacă folosiți un mixer planetar, vă e mai ușor aici pentru că în timp ce se mixează puteți turna ganașul. Eu cu mixerul de mână o să adaug un pic din ganaș, o să mixez, până mai adaug un pic și așa mai departe. Și crema e gata, după cum vedeți, o cremă foarte spumoasă și ciocolătoasă și este perfectă pentru a decora brioșe, de exemplu, sau să nivelați torturi. Se comportă excelent. La frigider se întărește destul de tare și peste ea se poate pune pastă de zahăr sau decoruri din pastă de zahăr, dar atunci când este la temperatura camerei, este foarte stabilă. Și rezistă foarte bine. Asta a fost rețeta, asta a fost video. Vă mulțumesc mult că v-ați uitat până la final. Dacă vreți să vedeți aceeași versiune de cremă, dar pentru ciocolată albă, dați click pe video-ul ăsta. Altfel, ne vedem data viitoare la următorul video. Pa, pa!